Golden Hour cu Jesse la Gold FM. Bună seara, dragi ascultători, și bine v-am găsit la o nouă ediție Golden Hour. Astăzi am invitat alături de mine pe numerologii Clarisa Damian și Cristian Teran. V-ați obișnuit cu ei, i-ați mai văzut la noi, cu care voi discuta despre direcția în care o va lua omenirea și de la care voi încerca să aflu și ce mai urmează, cu ce mai urmează de fapt să ne confruntăm acum că presa anunță un nou virus, variola maimuței. Nu uitați că puteți să le adresați întrebări invitaților mei în secțiunea de comentarii de pe pagina noastră de Facebook Radio Gold FM sau prin SMS la 0735102210, unde așteptăm mesajele voastre SMS sau pe WhatsApp. Dacă doriți să ne vedeți, știți foarte bine că ne vedem pe pagina noastră de Facebook Radio Gold FM, dar și pe noua platformă www.goldtv.ro, care tocmai s-a lansat. Revin la invitații mei și le spun bună seara, Clarisa, bună seara, Cristian. Bine ați revenit la Gold FM. Bună seara, bine te-am regăsit. Mulțumim pentru invitație, felicitări pentru noua platformă. Mulțumim frumos. Cu toții am dorit să știm ce mai urmează în perioada care vine, de aceea v-am și invitat la emisiune. Bineînțeles, din punctul vostru de vedere, a fost și întâlnirea de la Davos, acum a apărut și variola maimuței. Ce zic previziunile voastre? Mie îmi place să le numesc analize, pentru că înainte de toate am studiat foarte mult timp psihologia maselor, psihologia mulțimilor și cum acționează și reacționează în funcție de ceea ce le este pus în față. Primele mele cărți, prima mea carte de fapt a fost scrisă în 2017 și cei care au citit-o pot vedea cu ușurință scenariul derulându-se deja în față. Nu este o predicție, este o analiză modului în care omenirea s-a raportat de-a lungul anilor, zecilor de ani, decenilor, sutelor de ani, la ceea ce doresc, evident, elitele. Prin elite se înțelege acea pătură socială foarte potentă din toate punctele de vedere, financiar, economic, care dorește să instaureze ceva. Visul tuturor elitelor de-a lungul vremii a fost să instaureze o stare de control. O să spună unii oameni că democrația, că domnule, drepturile omului, că au fost oameni care, da, destul de puțin. Dacă ne amintim doar afacerea Watergate din SUA, vedem foarte bine ipocrizia de care dau dovadă unii conducători. Așadar, din punctul meu de vedere, n-ar trebui să ne încredem 100% în planurile lor despre binele tuturor, binele maselor. Nu, este binele societății, însă într-o paranteză undeva sau într-un asterix pe care nouă nu ni-l arată sau ni-l arată. Dar ne uităm în direcția greșită. Exact, acel bine al societății înseamnă un control al unor forme de guvernământ asupra oamenilor în cele mai mici detalii și în cele mai intime amănunte. Uite, cum a spus Cristian, da, noi preferăm să le spunem analize, nu previziuni, pentru că pur și simplu ne uităm la un tablou mai larg decât se uită oamenii în mod obișnuit. Evident că oamenii sunt supuși unor emoții și unor presiuni foarte intense și atunci din ce în ce mai mult își pierd capacitatea de analiză. Și tind exact să ruleze cumva ca pe o bandă. Aș vrea să fac o mențiune și știu că va fi și Cristian de acord cu mine. Noi nu ne considerăm numerologi, însă studiem numerologia, suntem pasionați de numerologie. Cei mai mulți dintre cei care ne urmăresc știu că vorbim foarte des și din prisma ce spun numerele. O să vorbim puțin mai târziu și despre noile noastre cărți, dacă ne permiți acest lucru. Sigur că da. Și chiar spuneam la începutul acestui an că va fi un an plin de surprize la nivel mondial, pentru că numerele practic predispun la așa ceva. Suntem într-un an de vibrație 6, format din 3 de 2. 2 întotdeauna înseamnă dualitate, conflict, extreme. Și atunci, evident că anul acesta putem să ne așteptăm la tot felul de
ciudățenii, să le spunem așa. După cum bine ai spus, da, a apărut și așa zisa variolă a maimuței. Lucrurile, din păcate, n-or să se oprească aici, pentru că este, hai să spunem așa, un experiment psihologic masiv de 2 ani încoace și se împinge limita suportabilității oamenilor până la urmă. Oamenii, într-un fel sau altul, ori vor acționa de mai sus cineva. Am observat în ultimul timp, în ultimii 2 ani, pentru că aceste analize făcute prin 2015, 2017, 2018, chiar 2019, nu erau luate în calcul de către majoritatea oamenilor, considerând că nu se va ajunge chiar acolo sau nu va fi asta chiar mâine. Prin asta înțelegându-se lipsirea unor drepturi și libertăți, fără să ia în considerare un al treilea lucru care spune că în momentul în care ți se pune în față probabilitatea destul de mare a unui pericol, te vei conforma sau nu în funcție de credințele tale. Acum, evident că la fiecare acest lucru care ni se pune în față, există o doză de adevăr și există o doză de manipulare. Nu există 100% minciună sau 100% adevăr. Întotdeauna există o bază pe care se construiește un scenariu pe care mai târziu oamenii să se folosească de el sau să se raporteze la el pentru a ajunge într-un anumit punct. În perioada următoare, nu doar în 2022, până în 2025, suntem supuși unui, hai să-i spunem, război informațional. Război informațional început de prin anii 2000. Nu de ieri, nu de astăzi. Doar că acum, poate chiar unii dintre noi am reușit să deschidem ochii larg și să vedem aceste știri, aceste lucruri care vin peste noi și sunt metamorfozate la maxim, mărite, îmbrăcate într-o aură de groază, șoc, panică. Emoții care, evident, ajung exact acolo unde se dorește, la sufletul omului. Omul, întotdeauna omului, în general, i-a fost frică de ceva. Dacă știi de ce e frică, de aia te folosești. Exact. Studiile psihologice care s-au făcut. Uite, eu, spre exemplu, sunt autodidact de mai bine de 15 ani. Psihologia maselor, cum spunea Clarisa, numerologie și multe alte domenii care pot să arate o analiză a unui lucru predictibil. Spre exemplu, dacă eu pun, nu știu, deschid geamul la mașină și las blocat și tot apăs accelerația mașinii, e predictibil. Noi știm dinainte ce se va întâmpla în interiorul mașinii. Da? Doar că este posibil ca cineva care n-a fost în interiorul mașinii să nu știe și să se întrebe ce se întâmplă, de unde vine tot acest lucru. La fel se folosesc și elitele. Ei știu pentru că au la dispoziție toate informațiile pe care noi le-am pus la dispoziție despre noi, despre cei din jur, despre ce ne deranjează, ce nu ne deranjează, dând like-uri, inimioare și mai știu eu ce emoticoane anumitor știri, venind în partea cealaltă cu furie, nu? La Facebook este acela emoticon cu furie, cu râset și mai știu eu ce alt emoticon va apare. În momentul acela, un program, că ne întoarcem la prietena noastră inteligență artificială, un soft, te încadrează într-o anumită tipologie. Și fiind încadrat într-o anumită tipologie, într-un anumit procent, să zicem 60% ești în tipologia asta, este foarte ușor de predispus ce va face Cristian în situația aia sau ce va face Cristian în situația aia. Lăsând la o parte faptul că poate Cristian, fiind puțin altcumva, dă like-uri aiurea. Și face lucrurile aiurea pe Facebook, în viața de reală, făcându-le diferit. Însă foarte puțini oameni fac asta. Majoritatea sunt sinceri. Sunt exact cum simt, aia fac. Da. Exact, e natura noastră și este bine. Însă când apar anumite structuri care se folosesc de acest lucru, observăm cum drumul spre iad e parvat cu intenții bune. Hai să-i ajutăm pe oameni ca să... Da, uite, din păcate, hai să spunem elitele, cum a spus Cristian, sau popușarii, cum vreți voi să-i denumiți pe acei pe care nu îi vedem neapărat.
ei au un tablou complet. Ei știu exact și după ce analizează tipologia aceasta a omului, știu exact cum să acționeze. Noi vedem ce? Noi vedem, sau majoritatea oamenilor, văd doar picătura aceea pe care ei ne oferă. Ei o oferă sau o emit cu o intenție clară. Noi nu știm intenția din spate, dar o să ne raportăm doar la ceea ce este adus concret în fața noastră. Oamenii caută să, practic, să înțeleagă, mai ales în ziua de astăzi, ce este adevărat și să se agațe de ceva, să se ancoreze într-un principiu care nu se clatină. Ei, acel principiu nu poate să fie decât propriul tău sine. Ori dacă tu te-ai depărtat de propriul tău sine, te-ai depărtat de adevăr, tu ești într-un haos și atunci ești foarte ușor de manipulat. Se știe foarte clar că una dintre îngrijorările generale ale oamenilor este legată de sănătate. Da. Ei, vedem că în ultimii 2 ani exact pe asta s-a pus accentul. De aceea atât de mulți oameni sunt în disfuncționalitate. Noi avem și, hai să le spunem, nu știu, urări, ziceri legate de, da? Oamenii se salută cu sănătate, să trăiești, să, da? Să fii sănătos. Ei, toate aceste lucruri au format un câmp în care oamenii sunt, la care oamenii sunt foarte conectați. În momentul în care li se clatină aceste principii, evident că sunt ușor de direcționat într-o parte sau în alta. Deci e foarte, foarte important să ne uităm un pic să lărgim tablou, da? Să mai lărgim. Dacă noi vedem doar o bucățică și credem că am înțeles totul, suntem într-o eroare. Cu cât cunoaștem mai multe piese dintr-un puzzle, cu atât putem să ne dăm seama despre ce este acel puzzle. Și atunci, hai să analizăm un pic cu mintea noastră, să vedem că practic este un tipar care se perpetuează de ceva timp încoace. Și marele pericol este, noi ajutăm fără să vrem la perpetuarea acestui tipar prin ce? Prin nemulțumirile noastre constante. În momentul în care nu ne-am simțit amenințați neapărat de un pericol la nivel general, noi tot am stat în nemulțumire. A venit anul 2020 care ne-a amplificat foarte tare nemulțumirea. Ei, asta a dus la altceva mai departe. Evident, oamenii sunt din ce în ce mai nemulțumiți. Asta nu poate să ducă la nimica bun. Noi de asta periodic facem un program care se numește programul de recunoștință, ca să cumva oamenii să știe să se întoarcă, să privească diferit. În momentul în care privești și acționezi diferit, doar atunci ai posibilitatea de a schimba anumite tipare predictibile. Da? Vorbeai de întâlnirea de la Davos. Uite, o să rog pe Cristian să povestească mai mult despre cam ce se întâmplă la Davos. Da, pentru că avem tendința de a crede că oculta, da, acest cuvânt, domnule, oculta mondială ocultează, ascunde informații, nu ne spune. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Nu le găsim sau nu le interpretăm cum vrem noi, însă informațiile sunt spuse din 2015, poate chiar mai devreme, dar ca să zic așa, un an mai recent. Sunt spuse pe față, ni s-a spus pe față, aveți grijă că în curând o să fiți dependenți energetic. Au făcut vreo țară ceva, n-a făcut nimic. Au făcut oamenii ceva, n-au făcut nimic. Ni s-a spus și ni se spune de către Organizația Națiunilor Unite, de către Forumul Economic Mondial, de către, nu știu, Clubul de la Roma, toate aceste structuri, grupul Bilderberg, care sunt asociate cu teoria conspirației, însă ele există, nu e nicio conspirație. Toate aceste declarații ale lor au spus, domnule, va veni o vreme în care va fi foamete, va fi așa, va fi așa. Câți oameni s-au reorientat în ultimii 5 ani, 7 ani către o autosustenabilitate? Câți oameni au început să investească în așa ceva? Câți oameni au început să-și lărgească orizonturile? Foarte puțini. Puțin. Unii din ignoranță zic că lasă că-mi vede noi ce o face. Pe de o parte e bine pentru că gândesc pozitiv. Pe de altă parte, dacă nu cunosc planul, o să ia prin surprindere cum i-a luat 2020, cum i-a luat 2021, cum îi va lua 2022. Apoi trebuie să înțelegem complexitatea. La Forumul Economic Mondial, întâlnirea care a avut loc recent acum la Davos, s-au spus foarte multe lucruri pe față. Cât știm despre lucrurile astea?
prezentăm sau auzim doar ceea ce ni se spune la televizor. În momentul în care avem la dispoziție toți avem telefoane atât de inteligente, mai inteligente decât noi, care putem, prin care sau cu ajutorul cărora putem să căutăm informații în limba engleză, în limba franceză, în limba italiană, în limba germană și să le traducem. Orice pagină de internet face asta, să le traducem în română și să le citim pentru a vedea planul. Acum nu pe toți interesează cum mă interesează pe mine declarațiile astea, dar măcar îți faci o idee, nu ești luat prin surprindere. Prin surprindere, da. Și la acest forum s-a declarat pe față ceea ce se dorește să se implementeze. Discuții despre ecologie sunt de prin anii 70, dar n-a făcut nimeni nimic în momentul în care acum chiar vor să facă ceva. Prin 2015 spuneam, vedeți că vor începe să facă, de ce? Pentru că și-au transformat firmele lor. Toți au trecut din, n-aș vrea să dau firme ca să nu se zică că fac reclame, din, să zicem, nu știu, Teran, în Teran Energy. Da? Era clar că se îndrepta către energie electrică. În loc de, înainte era oil, să zic, Teran Oil, acum este Energy. Și asta de vreo 5-6 ani, nu de ieri de astăzi. Era clar că asta este direcția în care se ajunge. Însă oamenii au continuat să facă același lucru. La forumul economic, cei mai potenți și cei mai, nu neapărat puternici, ci oamenii aflați pe, în funcții de conducere care pot influența foarte mult țările, guvernele, popoarele. Acum e nevoie să fac o mică paranteză. Eu nu cred că oamenii ăia iau decizii, dar este părerea mea și e doar o părere. Însă ei sunt mesageri. Da? Ei sunt mesageri și vine, nu știu, Fondul Monetar Internațional, vine Banca Națională, vine Organizația Națiunilor Unite, tot felul de astfel de Organizația Mondială a Sănătății să ne spună, vai de mine, va fi prăpăd și trebuie să facem asta ca să nu fie prăpăd. Fără să ne dăm seama că noi, nouă, spunându-le lucrurile astea, ne vom raporta cu, da, domnule, asta este, facem aia sau nu. Noi vrem a treia cale. Ne spuneți că e calea veche și calea asta nouă. Noi, pentru că gândim, vom lua o altă direcție. Deja, ca o paranteză, destul de multe țări încă nu s-a definitivat procesul prin care acel acord prin care Organizația Mondială a Sănătății practic voia să preia controlul asupra tuturor țărilor prin acel acord ce se dorea semnat. Deja sunt câteva impasuri acolo, sunt câteva piedici, unele țări nu vor să renegocieze. Altele, care de la început au zis da, semnăm, nu mai au ce să renegocieze. Însă altele, care știu cine sunt, ele renegociază acele rapoarte. Da, uite, e foarte important să înțelegem un lucru. Indiferent ce decizii se iau, nu se face absolut nimic fără acordul nostru. Și din păcate noi ne dăm acordul. Cu fiecare lucru implementat, noi spunem ok, bine și mergem mai departe. Asta pornește de la nivelele cele mai de jos, nivelurile cele mai de jos, de la mâncare, de exemplu. Da? Au venit, uite, din ce în ce mai mult se transformă totul. Până la urmă, ăsta e scopul final. Oamenii se sperie și zic, uite, există o boală, nu se găsește leac. Nu e asta. Astea sunt numai argumente pentru a se implementa o nouă direcție. Care e acea nouă direcție? E un soi de transumanism. Putem să vedem asta în absolut orice. E tendința la mâncare de a se transforma din ce în ce mai mult în plastic, în sintetic. Au venit acum cu tot felul de sugestii despre a mânca lăcuste, pentru că sunt foarte bogate în proteine. Bill Gates dezvoltă un lapte artificial și carne artificială. Carne artificială. Nu vreți să știți ce reclamă are la laptele artificial, un roboțel în brațe cu un nou-născut uman. Adică asta trebuie să spună multe lucruri. Oamenii care apelează din ce în ce mai mult la chirurgia plastică fără să aibă nevoi medicale. Totul, absolut totul, da, se duce pe online. Tendința e clară ca lumina zilei. Vorbea Cristi de oamenii, mă rog, care sunt mai sus din punct de vedere financiar în această lume. Gândiți-vă că Elon Musk acum câțiva ani nu era nimeni, nu-l cunoștea nimeni.
în 2020 nu se știe ce s-a întâmplat cu topul Forbes, oficial nu a fost anunțat, e în 2021 dintr-o dată Elon Musk a ajuns pe locul 1. Ce dezvoltă Elon Musk? Toți știm ce dezvoltă Elon Musk. Are Neuralink-ul, are Tesla, are încă vreo 2-3 companii unde e coacționar. Toate sunt pe inteligență artificială. Mai nou, mai nou se vorbește despre săptămâna de lucru de 4 zile și oamenii fai, bucuroși, nevoie mare. Sunt foarte bucuroși, dar nu-și dau seama că de fapt urmează să fie înlocuiți cu ceva. Eu am o vorbă pe care o spun de ani de zile. Orice loc gol lăsat în univers tinde să se umple și se va umple. Cui îi lași tu locul acela gol? Mașinilor. Foarte mare atenție. A fost, mi se pare, ne-au spus vreo doi oameni că în București a fost așa un experiment acum o săptămână sau două într-un magazin. A funcționat într-o zi doar cu case, fără personal. Pur și simplu nu știa nimeni unde e personalul. A fost un experiment. Și oamenii ce au făcut? S-au conformat. Așa sau ce s-au, dar s-au conformat. Adică atât de greu era să zicem așa, nu zic eu, fiecare face ce vrea. Te super, lași coșul acolo și te duci în altă parte. Exact. Deci nu ne obligă nimeni la nimic. Noi acceptăm acest lucru. Vă dați seama că un hipermarket de genul acesta, dacă două zile nu are vânzare, reconsideră ideea care i-a venit inițial. Da? Bineînțeles. Deci nu lucrul acesta. Dacă noi le dăm voie, asta vor face. Pentru că vorbeam despre numere mai devreme, uite, nici datele la care se iau decizii nu sunt întâmplătoare. Dacă oricine care ne ascultă în momentul acesta o să aibă curiozitatea din 2020 încoace să se uite la toate datele în care s-au impus anumite. Păi nu, hai că o să spun eu care poate fi. Să dați și câteva exemple, da. În România, cele mai multe măsuri au fost luate pe data de 15. O să explice Clarisa mai imediat ce înseamnă data de 15 și au fost reformulate luna următoare pe data de 13. Alte măsuri, ca și chiar dacă nu erau 15 sau 13, adunate toate ca și cifră globală, dădeau 15 sau 13. Asta a fost din 2020, noi doi le-am luat și avem pe undeva o listă cu datele în care au fost implementate anumite ordonanțe de urgență la nivel mare în România sau la nivel mondial anumite anunțuri făcute și date. Dar oare de ce această dată de 15? Da. Ce înseamnă acest 15? 31.05.2022, adunate toate dau 15. Astăzi încă nu s-a făcut un anunț atât de mare sau s-o fi făcut. Însă era vorba de Davos. Da, da, ce înseamnă? Păi, data de numărul în sine, da, 15 sau 13. Aceste două numere posedă cea mai mare energie. Da? Cea mai mare energie dintre toate numerele. Ei, în acele zile se pot implementa cu succes o mulțime de lucruri. Cine cunoaște aceste aspecte știe să se folosească de ele. Da. Și chiar rog oamenii să se uite și la noi în țară din 2020 încoace, că s-au tot impus o grămadă de măsuri să. Începând de pe 15 martie 2020. Da. 15 ori ziua de 15 ori vibrația totală, adică ziua, luna, anul va da 15 sau 13. În tarot, pentru că eu mă ocup în special de tarot numerologie, îmi place tare mult ce înseamnă asta. Înseamnă că mă folosesc de arcanele majore din tarot pentru a analiza anumite date, da? Pentru că fiecare arcană spune ceva, spune foarte multe lucruri. În tarot, 15 este numită arcana diavolului, da? Pentru că el conține cea mai mare energie, cel mai mare magnetism, el poate impune anumite direcții. Davosul în sine, denumirea, dacă iau fiecare literă a denumirii Davos, o să-mi dea 16. Ei, 16 în tarot este, hai să zicem, arcana cu cel mai mare impact, pentru că înseamnă dărâmare totală. Turnul este în tarot. Aia înseamnă dărâmare totală. Deci ce vor cei de la Davos? Practic vor o dărâmare a vechilor norme prin tot ceea ce fac. De ce?
Dacă eu vreau să reconstruiesc o casă, îmi va fi mult mai ușor să dărâm, cel puțin măcar ori acoperișul, ori de jos, și să o reconstruiesc. Majoritatea arhitecților sau anvergura la care vreau să reconstruiesc, majoritatea îmi vor spune: domnule, trebuie să o iei de la capăt, e puțin mai multă muncă, dar va fi durabilă. Dacă nu, peste 5 ani iar trebuie să umbli la ea, iar trebuie să umbli la ea. Da, acum data la care ei s-au întâlnit ultima oară, 22 a fost, 22 mai 2020, adunat toate aceste, da, aceste cifre, o să ne dea exact 15, da? Deci aia a fost ziua în care a debutat practic întâlnirea de la Davos. Ce înseamnă 22 în tarot? Este notat cu 0 și 22 în același timp, este nebunul sau matul sau iluminatul, în funcție de cartea lângă care mai e sau data lângă care se află. Ei, luat lângă diavol, lângă 15, practic este, reprezintă lucrători ai noi ordini, da. Da? Ai întunericului, să spunem. Când s-a încheiat? S-a încheiat pe 26 mai 2022. 26 în tarot este împăratul, iar data finală o să ne iasă, stai să văd, 19, soarele, da? Ce înseamnă asta? Deci, care a fost scopul practic? Aducerea la lumină a unui nou conducător, da? Deci uite cum numerele practic pot să ne spună care foarte sunt multe lor, foarte multe lucruri. Uitându-ne, da, foarte bine la metodele pe care le-au folosit și la baza extraordinar de mare pe care au avut-o, ei au spus că vor fi 5.000 doar de soldați, plus polițiști, plus ofițeri auxiliari, plus, plus, plus. Probabil au fost undeva la, nu știu, zic și eu, 10.000 de paznici, mercenari, dacă le putem spune așa, pentru că nu aparțineau de nicio armată, de nicio armată oficială a cei soldații, ca să apere câteva sute de oameni care s-au întâlnit. Pentru ce oare? De cine le era frică? Ce păzeau acolo? Eu nu cred că de populație, nu au fost niciodată la toate aceste mari întâlniri, fie că a fost grupul Bilderberg, fie că a fost Davos. Au fost manifestații acolo, da, foarte mici, dacă au fost 20, 50, 100 de oameni. Însă, de data asta, mii de oameni, mii de soldați i-au păzit. Oare de ce? Oare ce s-a întâmplat acolo? A fost creat un culoar de zbor pe o rază de câțiva zeci de kilometri, nu s-a zburat, nu s-a mers, nu s-a circulat cu mașina. Acum, nu știu, eu pot doar să presupun că a fost o întâlnire mai atipică. Cineva, ceva pe care nimeni n-ar fi trebuit vreodată să vadă, s-a întâmplat acolo, pot pune întrebări de genul ăsta, presupun că da, pentru că în ultimul timp ni s-a arătat că dacă nu punem întrebări și luăm de bun norma oficială, mai devreme sau mai târziu tot ei vor veni și ne vor arăta, da, ați avut dreptate, ați greșit. Drept dovadă, sunt destul de multe ordonanțe care au fost acceptate de către populație, de către oameni, și abia la 2 ani de zile a venit Curtea Constituțională în România, spre exemplu, să spună că a fost neconstituțională. Oamenii care au plătit amenzi, asta e. Deci atunci e normal ca eu să-mi pun întrebări, e normal ca eu să gândesc singur, e normal ca fiecare om să înceapă să gândească singur, e normal că s-a luat o decizie care, din punctul nostru de vedere, din punctul meu de vedere, al Clarisei și multor altora, va avea un impact major asupra întregii planete. Nu mai e vorba doar de unele țări. Nu mai e vorba, deja s-a trecut de faza, că spuneați mai devreme, de variola sau variola era. Variola maimuței, da. Am observat o explozie de glume și bancuri când a apărut pe primele știri despre acest presupus virus. Cum să-i spun, virus. Pentru că dacă stau să mă gândesc, nu știu, n-am văzut până acum date concrete despre cum au, nu l-au izolat în laborator nici pe primul COVID-19. Acum să vină altul și să cred că este 100%, cum spuneai, mă rog, e foarte ciudat acolo, nu se mai vorbește despre China, nu se mai vorbește despre faptul că din China a plecat și erau foarte multe zvonuri, unii spuneau teorii, dar destul de multe zvonuri că ar fi fost creat primul laborator, iarăși nu se mai vorbește despre asta. Și atunci pot să presupun că mâine, poi mâine, dacă, să zicem, vine un scenariu și zice: domne, către Terra se îndreaptă 3 meteoriți și o cometă, și concomitent cu asta avem o navă, avem ceva, un obiect care se îndreaptă din partea cealaltă, ce pare să își schimbe traiectoria. Evident, dacă schimbă traiectoria, nu e natural, da? E, cum
va reacționa populația la o astfel de știre, având în spate acea poveste a lupului? Știți, dacă strigi lupul de prea multe ori, nu te mai crede lumea. Și atunci, scenariile care vor veni în perioada următoare, nu apărat în 2022, din punctul meu de vedere, vor trebui, cu ghilimele de rigoare, să aibă un impact atât de puternic, emoțional, asupra oamenilor pentru a fi luate în seamă. Pentru că foarte mulți oameni nu prea mai iau în seamă un eventual pericol. Se spune în românește, când te arzi cu ciorbă, sufli și în iaurt. Așa este. Și atunci, ce hotărăsc ei? Ce vor ei de fapt să facă? Pentru că e clar, planul este altul. E clar că se dorește implementarea inteligenței artificiale, se dorește transumanismul, se dorește predarea datelor noastre, dacă se poate, să avem un beculeț acela, nu vreau să spun de unde, sunt beculețe cu cameră de luat vederi. Prin Statele Unite, prin Germania, prin Franța, oamenii sunt înnebuniți, cumpără astfel de becuri, nedându-și seama că fac exact ceea ce îi obligă în China pe ea să facă. În China sunt obligați să aibă camere, nu e nicio problemă, europenii și pun singuri. Singurii își pun, domnule, dacă intră hoțul peste mine în casă, nu mai e de ajuns o cameră afară? Ai nevoie de becuri acum cu camere și în case? Dar omul singur face asta. Când va fi obligat, nu o să-i convină. Dar acum a făcut singur chestia asta, nu? Ne-au educat bine. Foarte exact, bine. Exact, exact. Și totul pornește, cum spunea Cristian mai devreme, că drumul spre iad este pavat cu bune intenții, totul pornește ca și cum spre binele nostru al tuturor. Da. Evident că după luni de zile în care s-a vorbit de virus necunoscut, de boală, de pericole și așa mai departe, oamenii deja sunt sub o stare în care dacă acum cineva zice, vine și spune, da? Cineva ce se presupune a fi autoritate, pentru că oamenii sunt foarte receptivi la o formă de autoritate, vine și spune, ok, ceea ce se întâmplă acum ne depășește, trebuie să luăm o decizie radicală. Ce înseamnă o decizie radicală? Să ne transformăm în altceva ca să putem face față și să supraviețuim. Și o să vină cu argumente foarte bune, foarte pertinente, pentru că au în spate o grămadă, o armată de psihologi. Ei, în momentul în care oamenii aud aceste argumente și le asociază cu ideea de supraviețuire, evident că se vor îndrepta înspre acea direcție. Pentru că ei nu pot să conceapă că, nu știu, oamenii care ne conduc ne vor răul. Da? Și atunci chiar asta o să facă, din păcate. Este important, revin la ideea că este important să nu ne pierdem capacitatea de analiză. Vedeți acum, doar la asta să ne uităm. Cum oamenii se ceartă dacă pământul este plat sau este rotund. Adică sunt oameni care au o grămadă de argumente care chiar stau în picioare. Stai și te uiți și te gândești, dar nu poți să combați ce spune. Dar sunt acolo, da? Sunt oameni care chiar cred cu tărie, una sau alta. Nu știu, din punctul meu de vedere poate să fie și, cum spune Cristian, gogoașă. Asta nu o să mă influențeze mie calitatea vieții sau nu o să mă ajute să mă dezvolt într-o direcție sau alta știind neapărat această informație. Dar vedeți cum se ajunge într-o disonanță cognitivă maximă. În momentul în care ai argumente destul de care stau în picioare, tu poți să susții orice și lumea te va crede, mai ales dacă ești o autoritate. Și atunci ăsta este pericolul. Și hai să vedem autoritățile. Cum intră autoritatea în casa noastră? Că tot a fost mai devreme un mic incident. Ce se întâmplă, domnule? Nu mai putem să mai avem o ploaie, că e nevoie să fim alertați. Da? Da. Să intrăm în stare de alertă. Vine un ro-alert. Pentru ce? Pentru o ploaie. Stați în case, feriți-vă de oarecum au fi supraviețuit părinții noștri, bunicii noștri, fără nicio alertă. Exact. Fără nicio alertă. Sistemul acela de alerte, spre exemplu, poate fi, și n-aș vrea să intru în detalii ca să nu se creadă nu știu ce și prietenii noștri de la CNA, el poate fi pus pe silent la un moment dat, cu o singură excepție. Singurul lucru care nu poate fi pus pe silent în raw alert este un mesaj trimis de la președintele țării. Acum, pentru că îmi place să îmbin psihologia maselor, psihologia pe care am învățat-o în an de zile și scrierea, la urma urmei sunt scriitor, să facem un mic scenariu așa, nu? Anul trecut s-a vorbit și a fost un mic mare, nu știu, scandal despre Austria, care vorbea despre faptul că
Ale e posibil să pregătim oamenii în cazul în care se întâmplă o pană de curent la nivel național. Ceea ce e foarte bine. E foarte bine că se întâmplă, dar ar fi fost extraordinar de bine dacă în ultimii 20 de ani, odată la 2 ani să facem asta. Nu așa dintr-o dată, în 20 de ani n-am auzit țări care se pregătesc sau să vor să pregătească populația. Niciodată, sau cel puțin în ultimii 5 ani de zile, la noi în țară nu s-a pus problema vreunui cutremur. Însă anul acesta, domnul Raed Arafat a ieșit și a spus că el încurajează populația să facă ceva provizie acolo, nu prea multe, în caz de cutremur, de dezastre naturale, a menționat acest cuvânt. Acum, știm foarte bine că suntem totuși o țară la granița unui război. Da? Cunoaștem foarte bine faptul că tehnologiile existente, adică ce ni se arată nouă din războiul acela din Ucraina, parcă ar fi avut loc în 1944. Scuzați-mi, nu știu, lipsa de cunoștințe, dar în 2022 să te mai lupți tot cu rachete, mă rog. Însă, adevăratele arme stau ascunse. Sunt arme climaterice, sunt arme unde radio și sunt pulsuri electromagnetice. Un astfel de puls detonat de către o țară combatantă sau nu, într-un război deasupra unei, nu știu, zone, poate afecta o arie destul de largă, să zicem jumătate din, dar hai să nu luăm România, hai să luăm Bulgaria, jumătate din Bulgaria. N-am nimic cu vecinii de la sud de Dunăre, e doar un exemplu ca să nu zică oamenii că se întâmplă asta în România. E, în momentul acela, oamenii aceia trebuie dinainte să fie pregătiți, anunțați că se întâmplă ceva, pentru că ies în stradă, se revoltă. Da? E, în România, dacă s-ar întâmpla așa ceva, singurul care ar putea să anunțe oamenii prin acel sistem de roalert ar fi președintele țării. Tocmai din acel motiv. Sau, să zicem, nu știu, apar, ne imaginăm că suntem în filmul Independence Day. Apar 20.000 de nave, care poate deveni realitate mai repede decât credem noi. 20.000 de nave pe orbita planetei. Noi nu le vedem, e zi, una, alta, câțiva amatorii le pot vedea cu telescoapele lor, însă guvernele sunt informate și ăia dau un puls electromagnetic în toată planeta. Iarăși, se presupune că doar așa putem fi anunțați. Deci noi suntem pregătiți. Uite, pregătiți. Pentru că ai menționat asta, un lucru curios, nu știu dacă știi sau telespectatorii noștri știu asta. În 2020 s-au închis cea mai mare parte a observatoarelor de pe suprafața toate cele 100 planetei. Cele mai mari 100 de observatoare ale planetei au fost închise. Interesant. Deci, ce legătură avea cu virusul ăsta? Aceste observatoare n-au fost deschise nici până în ziua de astăzi. Aici colea câte unul colo, au fost redeschise doar pentru, cum se spune în engleză, mentenanță? Da. Doar pentru servisare, pentru, în condițiile în care într-un laborator ca acela poți lucra foarte bine cu mască, să stai unul într-o parte, n-ai nevoie de, nu stau oamenii lipiți, bot în bot acolo, nu, ei stau separat, dar au fost închise. În 2017 sau 2018 a fost un incident în Los Angeles, oamenii nu prea știu despre asta, este știre verificabilă, în care agenții FBI s-au dus, au închis cel mai mare observator de acolo pe motiv de amenințare cu bombă. Cine Dumnezeu pune bombă într-un observator astronomic? Timp de 24 de ore n-au avut voie să se ducă, nu și-au luat telefoanele mobile, nimic n-au avut voie să ia. Când s-au întors, anumite date erau șterse. Sunt destul de multe mistere, ca să zic așa. Dacă le-am cunoaște și le-am pune cap la cap, am putea să facem o analiză către ceea ce ne îndreptăm. Întrebarea care se pune este, că ne întrebai la început, să le spunem oamenilor ce se va întâmpla. Sunt oamenii pregătiți să afle sau să știe care este planul sau nu? Pentru că intenția noastră, de departe gândul, nu este de a băga oamenii în frică. Nu. În 2019 eu personal aveam un grup de lucru de vreo 35-50 de oameni și discutam diverse scenarii. Când a venit 2020, noi, spre deosebire de alții, eram cei mai liniștiți, cei mai calmi, cei mai siguri pe noi că totul va fi bine, pentru că noi discutasem astfel de scenarii din august 2019 până în decembrie 2020. În ianuarie, când a apărut ce a apărut prin China și când am văzut că se extinde, noi știam asta. Mă rog, acum grupul este mult mai mare, are peste 1000 de participanți, se numește Întâlnirea Sufletelor, dar ca idee, omul pregătit
și omul care vrea să primească informația, mai devreme sau mai târziu o va primi. Ceilalți doar se vor speria. Omul care are ca principiu suprem ceva indestructibil. Da, asta trebuie să ținem minte. Întotdeauna noi trebuie să avem pe primul loc principiul creator suprem sau cei care nu sunt foarte în credință sau religie, sinele lor cel mai înalt. Da? În momentul în care ești ancorat în asta, nimic nu te poate destabiliza, pentru că știi că scopul tău e ceva mai mare decât ceea ce vedem cu ochii liberi. De asta spun să fim atenți la tabloul cât mai larg. Uite, nimeni nu se gândea la asta, da? Nimeni nu se gândea că niște, și nu ne-a arătat nimeni asta, ne-au arătat doar ce au vrut, că niște observatoare au fost închise și nu mai este acces la ele. Că din 2019 în toată România au început, apropo de ce spuneai cu exercițiile în caz de pană de curent sau cu tremur, în 2019 în toată România s-au făcut lună de lună exerciții cu acele alarme de pe blocuri care sunau îngrozitor, toată lumea se întreba ce se aude, da? De ce dintr-o dată? De ce? Ce pregăteau? Ce testau de pe atunci? Și dați seama că știau ceva, da? Adică atâția ani acele alarme nu au fost testate și dintr-o dată, da, tot anul 2019 lună de lună s-au testat. Hai să mergem puțin mai departe, că tot a fost pentru cei pasionați de ufologie sau OZN, obiecte zburătoare neidentificate. A fost în SUA o întâlnire la nivel de congres de data aceasta. Congresul american sau cum ar fi la noi Parlamentul, să zicem, da? Da. A organizat o întâlnire în care au fost prezentate peste 400 de cazuri de... Vedeți, oamenii când au, domnule, cum adică au prezentat extraterestrii? Nu. Au prezentat 400 de cazuri în care sunt neclarități în ceea ce privește ce au văzut piloții sau ce au filmat piloții pe cer. Poate că oamenii o să zică, doamne, cum am zis și ei, este posibil să fie tehnologie din Rusia, din China, la urmă urmei toți dezvoltă. Dar în ultimii 30, 50, 80 de ani, Statele Unite ale Americii ne-a arătat cât de puternici sunt ei, ne-au arătat că sunt jandarmul planetei, ne-au spus că au cea mai bună, cea mai nouă, cea mai tehnologie. Dintr-o dată să vii să spui că, domnule, există ceva pe planeta asta, ceea ce noi nu înțelegem, e posibil să fie chinezii. Nu merge, nu funcționează. Adică nu spui că ești pe locul 2 și chinezii sunt mai tari ca tine sau, nu știu, rușii. Niciodată. Însă este un prim pas făcut către. În al doilea rând, NASA, iarăși pentru cei care nu știu, NASA lucrează în colaborare cu, să zicem, nu neapărat Vaticanul, dar cu Vaticanul. Cu Vaticanul pentru a pune la cale un plan, pentru că dezvăluirea anumitor informații poate duce la zdruncinarea credințelor oamenilor, miliarde de oameni cred într-un singur, da? E, mergând mai departe, în ultimul timp sunt tot mai multe știri oficiale, da, în care se spune că, domnule, serviciile secrete discută despre cam cât ar trebui să le spună oamenilor despre fenomenul OZN. Am trecut deja de o fază. Nu spun, domnule, să le spunem sau să nu le spunem despre, nu, cât să le spunem despre, ca și cum până acum ne-ar fi spus: da, domnule, există, care e problema, acum hai să vedem cât vă spunem din. Nu, s-a trecut fereastra Overton, a fost mutată atât de brusc și a fost mutată pe timpul acesta, din 2020 încoace. În 2020 au apărut primele 3-4 videoclipuri lansate de Pentagon. Niciodată în istoria lumii Pentagon n-a spus, domnule, avem niște obiecte, habar n-avem ce sunt. În 2020 au făcut. Nu vi se pare ciudat că din 2020, în condițiile în care lumea întreagă se confruntă cu așa zisul pericol extrem al unui virus care ne decimează, ei să pună atenția pe ce? Pe fenomenul OZN, pe inteligența artificială și pe, atenție, în cele mai multe țări, din ce în ce mai multe țări adoptă și legalizează sinuciderea asistată. Da? Sunt date. Au fost inventate mașinării și te faci reclamă. Intri înăuntru, apeși pe un buton și gata. Deci se dorește schimbarea percepției oamenilor foarte, foarte mult. Omul nu poate face față.
La fel cum, sincer, omul de rând, omul normal, la fel cum nu am făcut față și se vede că nu facem față nici acum tehnologii, atât de multe aplicații, atât de multe programe, atât de multe. TikTok-ul ăsta a intrat așa și parcă a luat, i-a luat pe oameni prin surprindere și multe, multe alte aplicații. Tehnologia asta s-a dezvoltat. Vedem dintr-o dată, până în 2020 am văzut-o pe, nu știu ce, că nu știu dacă are gen, Sofia, robotul Sofia, care s-a plimbat peste tot prin lume, a primit cetățenie de parcă ar fi fost un om și tot atât. Însă din 2020 și acum la o căutare cu inteligență artificială sau roboți, avem așa. Avem un robot câine care se plimbă prin Pompei, este paznic. Avem roboți în Dubai care fac pe polițiști. Avem roboți care patrulează pe străzile din Shanghai. Avem roboți peste tot. Când ați dezvoltat, fraților, roboții ăștia? La recepția hotelurilor, da. La angajări, sunt roboți. Da, da. Asta... foarte interesant. Exact. Da, și oamenii atunci, nu văd. Da. Nu vă ridică un pic niște semne de întrebare? Adică, teoretic, toată planeta este îngrozită din cauza sănătății, pericolului sănătății, da? Și totuși se dezvoltă niște lucruri prin spate care nu au nicio legătură cu asta, cu ceea ce se confruntă omul de rând, practic. În loc să fim informați de către televiziunile de știri, ei stau să se uite dacă lui unul ochiul a plecat sau mai ridicat și Dumnezeule, 5 zile dezbat chestia asta. Nu știu care președinte de stat, știm noi cine. În loc să fim informați despre ceea ce se întâmplă în lume. Și de asta oamenii sunt luați prin surprindere. Da, exact cum spunea și Clarisa în emisiunea trecută pe care am avut-o, ne este mutată atenția în altă parte. Am și o întrebare la care mi-ar plăcea să ne răspundeți. Un ascultător ne întreabă: ce părere aveți despre zombi? Credeți că specia umană poate tinde spre așa ceva? În urmă cu câțiva ani, n-aș putea să spun exact cât, în Miami, Florida, USA, se poate verifica știrea, a apărut un drog, din păcate, pe străzi, nu se știe cum, scăpat, care îi făcea pe oameni pur și simplu să mănânce din alți oameni. Au fost filmulețe la vremea respectivă, probabil YouTube le-a scos, poate se mai găsesc prin anumite arhive, cei care umblă prin toate cotloarele astea ale internetului pot da despre ele, însă știri sunt despre asta. Depinde cum definim noi noțiunea de zombie. Pentru că nouă ni s-a spus că zombii sunt ăia care nu știu ce fac și mănâncă, nu știu, carne de om sau se ridică din morți și nu. Zombificare este un proces în care o anumită masă de oameni va face ceea ce este spus fără să conteste nicio autoritate. Exact, da? Și se merge până la o deformare a realității extraordinar de mare. În ziua de astăzi se vede acea deformare a realității. Uitați-vă doar la tendința pe podiumurile de modă, da? Nici o prezentare de modă nu mai e firească, sunt niște lucruri grotești acolo. Există o firmă, Balenciaga mi se pare, care a scos acum vreo 2 săptămâni niște încălțări pur și simplu distruse, la un rupte. Preț rupt de murdare, haine, se vând haine deja pătate, da? Se vând haine rupte. Ei, gândiți-vă că duce fix la acea imagine de zombie, de apocalipsă. Da? De, ce, de ce se promovează așa ceva? Tocmai pentru că e nevoie ca oamenii să se obișnuiască cu genul acesta de imagini. Dacă nu ar fi promovate, dacă cineva de acolo de sus, nu știu, dintre acei, să le spunem, influenceri, mă refer la influenceri de mase mari de oameni, nu ar promova lucrurile astea, oamenii nu, poate nu le-ar da prin cap. Cui? Cuiva sănătos, din cap până în picioare, să ai cămașa ruptă, nu știu câte locuri, pantalonii rupți, blugii, să mai ai și papucii, pantofii, ce-or fi ei în picioare, și ăia rupți, intenționat, da? De ce? Te comporți ca o, scuzați-mi expresia, zdreanță, te îmbraci ca așa, ești tratat ca atare. În momentul în care apar haine murdare, haine, blugi, am văzut zilele trecute și oricine poate să găsească, ca și cum ar avea o pată așa udă între picioare, da? Extraordinar, n-am văzut. Da. Și sunt oameni care cumpără cu bani grei. Aceasta este o tendință foarte subtilă, introdusă ușor în subconștientul oamenilor pentru a prelua. Și oamenii nu-și dau seama, dar tot ceea ce facem noi are un substrat energetic.
modul în care vorbim, modul în care ne îmbrăcăm, modul în care ne raportăm. Dacă eu mă raportez că sunt așa, o să intru în situații în care nu o să am ce face, da? Pentru că în subconștientul meu spune, tu ești mic, n-ai ce face. Nu pe conștient, pe subconștient. Ești mic, n-ai ce face. Ia îmbrăcați-vă, oricare dintre dumneavoastră, domnilor, spre exemplu, îmbrăcați-vă frumos, sacou, cravată, pantalon, nu neapărat din aia vechi, așa. Și mergeți într-un loc și puneți problema, nu știu, oriunde, cu o vânzătoare, cu un vânzător, unde vreți voi. Și apoi mergeți și luați-vă blugea aia rupt, tricou rupt, șapca aia ruptă, drențe în picioare și mergeți în același loc peste două luni de zile când nu vă mai știe lumea și puneți problema. Să vedeți cum se vor raporta oamenii la voi. Foarte diferit. Foarte, foarte diferit. Da, știi care e ironia? Nici unul dintre cei care produc așa ceva, nici unul dintre cei care conduc această lume nu o să fie vreodată îmbrăcat așa. Dar promovează pentru cine? Pentru masa mare de oameni, da? Ca să se îngenuncheze și mai mult. Așa cum spunea Cristian, orice lucru poartă o amprentă energetică. Eu o să mă identific cu acel ceva și o să mă transform în acel ceva mai devreme sau mai târziu. E ca un rol. Dacă eu nu știu, doresc să interpretez pentru 3 zile de dragul de a vedea, să mă juca eu psihologic cu mine, interpretez un rol de bâlbâit, în momentul acela lumea se va comporta cumva la mine. E posibil să rămân așa. Bine, 3 zile e puțin, dar ca idee. Dar dacă eu aleg să am un rol de, nu știu, industriaș sau de om care știe ce vrea și 3 zile sau 3 săptămâni mă comport așa, voi intra în rol. Energia aia o voi atrage. Voi atrage astfel alt fel de oameni în jurul meu. Oameni care mă vor susține în ceea ce vreau să fac, pentru că nu e așa. Eu am intrat în rol și eu sunt cine spun eu că sunt. Da. Așa că faza cu zombii e posibilă, dar nu așa cum o văd oamenii. Nu cum erau în desenele animate, că se trezesc din morți, ci oameni care, nu știu, pur și simplu să nu mai aibă judecată sau și să fie, da, să nici nu mai fie judecați, practic, pentru că la care se deformează foarte mult valorile, realitatea, absolut tot. La promovarea care există acum în lume, către acolo se merge. Uite, e incredibil cum pot oamenii să ajungă să spună nu mă identific cu nimic. Nu, da, mă identific, da? Deci asta este deja o deformare gravă. Gândiți-vă, hai să ne gândim puțin. Voi chiar credeți că așa dintr-o dată, sau noi chiar credem că așa dintr-o dată a apărut un copilaș care la vârsta de 8 ani s-a dus la mămicuța lui și i-a spus: mami, să știi că eu nu mă identific cu a fi bărbat. Cunoștea el, știa el, făcea el? Nu. Ce a apărut prima dată? Au apărut discuții despre oamenii care nu se identifică. Nimeni nu știa unde sunt oamenii sau dacă există. Au apărut aprecieri, au apărut, domnule, au și dreptul lor, Este acea mutare a ferestrei Overton. Prima dată se discută, domnule, sunt rari, sunt puțini, dar trebuie să... A doua oară, domnule, sunt și ei oameni, au drepturi. A treia oară, hai să-i ajutăm. Cum să-i ajutăm? Păi dacă el nu se identifică cu a fi băiat, hai să-l facem fat. A patra oară, domnule, hai să-l sprijinim. A cincea oară, vai de mine ce mulți sunt, eu cred că au și un cuvânt de spus. Și uite, ajung trei care nu se identifică să impună reguli celor care se identifică, pentru că ceilalți n-au făcut nimic între timp. Da, așa este. Vreau să ne spuneți, Cristian și Clarisa, acum câteva cuvinte. Vorbeam la început de cărțile pe care urmează să le lansați. Am înțeles bine, nu? Da, sunt două cărți care abia au fost trimise la tipar. Una a mea se numește Inițiere în numerologie și pune foarte mult accentul pe normele de bază ale numerologiei, adică pe data nașterii, pe ziua în care ne-am născut, ziua săptămânii, luni, marți, miercuri, joi, pe concepte de numerologie. Din păcate este văzut așa ca o știință, nu, ar fi bine dacă ar fi văzută ca o știință, ca o chestie ezoterică, paranormală, nu știu, de ghicire, numerologia. Numerologia este o știință care a fost adusă, o știință de pe vremea egiptenilor, în vedele antice se vorbește despre asta. Egiptenii știau numerologie, că altfel n-ar fi făcut ceea ce au făcut, bine, mă refer la adevărații egipteni. În Europa a fost adusă de către matematician, în primă bază, și apoi om de mistic, i-aș spune eu, Pitagora. Și oricine poate să se intereseze despre asta. Și am pus accentul pentru că
Este o destul de mare diferență. În numerologie se vorbește foarte mult despre vibrație interioară. Adică dacă eu sunt născut pe data de 24 și tu ești născută pe data de 15, cineva care nu are noțiuni complexe de numerologie va spune: a, vibrație 6, amândoi sunt la fel. În realitate noi vom fi atât de diferiți încât părem că avem o vibrație diferită, dar în același timp asemănător, ca oțelul. Sunt 6-7, dacă nu chiar 8 feluri de oțel. Dacă știi ce fel de oțel să folosești într-un anumit motor și instrument, vei avea randament. Dacă nu, se va sparge, că este casabil unul și altul nu este casabil. Și cartea Clarisei? Cartea mea este o carte de tarot, numerologie, evident, dar mai mult de atât. Eu asta am spus în momentul în care m-am apucat să o scriu, asta a fost ideea mea. Am zis că va fi o carte cum mi-ar fi plăcut mie să citesc în momentul în care m-am apucat de studiul acestei discipline. Și atunci am căutat să aduc informațiile vechi pierdute din tarot. Am pus foarte mare accent pe simbolistică. Nu este o carte pentru a ajuta oamenii să citească în tarot sau să folosească tarotul pentru diferite interpretări, ci pentru a se cunoaște pe sine și pe cei din jur, pentru a se reîntoarce pe calea adevărată a sufletului lor. Cartea mea se numește Arcana fără nume. Cărțile pot fi precomandate de pe site-ul și doar de pe site-ul cărțicusens.ro. Se poate face precomandă acolo și toți cei care fac precomandă până la 1 iulie, deci timp de o lună de zile, primesc cartea cu autograf de la noi sau cărțile, în cazul în care le vor pe amândouă. Se trimit cărțile în toată Europa, deci prietenii noștri de la Cărți cu Sens trimit în toată Europa. Foarte frumos. Cristian, Clarisa, vă mulțumim frumos că ați fost alături de noi și în seara asta și vă mai așteptăm din nou cu drag și cu alte subiecte la fel de interesante cum a fost cel din seara asta. Cu mare drag. Am fost alături de noi la Gold FM în Golden Hour, bineînțeles, Clarisa Damian și Cristian Teran. Dragilor, rămâneți alături de noi pentru că urmează emisiunea Sport Report. Eu sunt Jesse, vă salut și vă dau întâlnire mâine tot aici pe 96.9 FM la o nouă ediție Golden Hour. Vă doresc o seară minunată, plină de emoții pozitive.